Ceasul este un instrument de măsurare a timpului. În mod normal, termenul ceas se referă la un dispozitiv ce indică ora exactă conform unui standard de timp, iar termenul cronometru la un dispozitiv ce măsoară durata de timp. Prin extensie, termenul ceas se utilizează și pentru dispozitive care recepționează și indică ora exactă transmisă prin satelit de un dispozitiv aflat la distanță. Ceasul se poartă la încheietura mâinii sau legat de un lănțișor și purtat în buzunarul de la vestă sau pantaloni. Ceasul de mână este cel mai utilizat ceas în ziua de azi. Un ceas de dimensiuni mari, fixat în locuri publice, pe fațada unei clădiri, biserică, turn, primărie, arc de triumf, etc., ori pe un perete interior și prevăzut de regulă cu un mecanism sonor care anunță principalele unități de timp, se numește orologiu. Ceasurile de mână au evoluat din ceasuri care au fost portabile, dar operate de arcuri. Ceasurile cu arc au apărut prima dată în secolul XV în Europa. Înainte ca ceasurile de mână să devină populare, în 1920, ceasurile erau purtate în buzunare, aveau capac și erau atașate de un lănțișor. O sursă indică proveniența cuvântului ceas în engleză, watch, de la un cuvânt din vechea limbă engleză, watche, care înseamnă persoană de ceas, watchman în engleză, din cauză că era folosit de paznicii orașelor pentru a urmări timpul scurs pe durata schimburilor în care ei lucrau. Conceptul de ceas de mână merge înapoi la producerea celor mai vechi ceasuri din secolul XVI. Elisabeta I-a a Angliei a primit un ceas de la Robert Dudley, în 1571, descris ca fiind un ceas de mână. De la început, ceasurile de mână au fost purtate aproape exclusiv de femei, în timp ce bărbații au folosit ceasuri de buzunar până la începutul secolului 20. Primii bărbați care au purtat ceasuri de mână au fost militarii, spre sfârșitul secolului 19, atunci când a devenit importantă sincronizarea tacticilor din timpul războaielor, fără a folosi semnalizări care ar fi atras atenția inamicului, dezvăluindu-le astfel planurile și poziția. Primul ceas simplu făcut a fost cu siguranță numai un simplu băț înfipt în pământ, oamenii putând astfel să folosească ceasul solar pentru a vedea cum se mută umbra în jurul lui și cum face o umbră diferită în funcție de poziția soarelui pe cer. O mișcare în creația ceasului este mecanismul care măsoară trecerea timpului și afișează ora curentă și, uneori, alte informații, inclusiv data, luna și ziua. Mișcările pot fi în întregime mecanice, în întregime electronice, potențial fără componente în mișcare, sau ar putea fi un amestec al celor două. Cele mai multe ceasuri făcute în principal pentru înregistrarea timpului au mișcări electronice, cu piesele mecanice de pe fața ceasului care indică timpul. Ceasurile de mână sunt apreciate ca forme de bijuterii sau ca forme de artă care pot fi colecționate în loc de a fi numai forme de a afla timpul. Aceasta a creat multe piețe diferite pentru ceasurile de mână, variind de la ceasuri foarte ieftine, care sunt folosite numai pentru a vedea timpul, la ceasuri care sunt foarte scumpe și sunt folosite de oamenii care au mulți bani și vor o formă de a arăta câți bani au. În mod normal, ceasurile bărbătești sunt pentru ocazii mai deosebite, adică etichetă formală sau pentru viața de zi cu zi. Sunt aurii, subțiri și simple, fără design special. Oricum, ceasurile cu tentă sportivă au început să devină din ce în ce mai mult acceptate pentru evenimente de etichetă formală. Marea majoritate a ceasurilor de damă au încrustate pietre prețioase sau diamante pe cadran, în jurul cadranului sau până și pe brățară. Comercializarea ceasurilor false,
adică cele care imită mărci de renume, reprezintă o piață de aproximativ $1 miliard pe an. Condițiile speciale pe care astronauții le întâmpină în spațiu, de exemplu gravitație zero, au nevoie de ceasuri special testate pentru asemenea condiții. În timpul primului zbor uman în spațiu, din 12 aprilie 1961, Yuri Gagarin avea la mână un ceas Shturmanskie, descrierea fonetică a cuvântului rusesc Shturmanskie, care înseamnă cel al navigatorului. Acel ceas a fost fabricat de uzinele Pervui Moskovski Ceasovoi Zavod, în traducere directă, prima uzină de ceasuri din Moscova. În anii 70, Poliot a scos o nouă fabrică de ceasuri care are cronometru, ceasul 3133. Este o formă modificată a ceasului Swiss Valieu 7734, făcut în Rusia. Mecanismul de operare este bazat pe 23 de lagăre cu pietre prețioase și învârtire manuală. Pe mâna lui Valeri Poliakov, ceasul Poliot 3133 a realizat un nou record pentru cel mai lung zbor în spațiu din istorie. Ceasurile pot fi fabricate astfel încât să fie rezistente la apă. Ceasurile de acest gen sunt uneori numite ceasuri acvatice, când sunt potrivite pentru scufundări. Organizația Internațională de Standardizare a emis un standard pentru ceasuri rezistente la apă, care în engleză se cheamă waterproof, multe țări adoptând-o. Niciun test definit de către Organizația Internațională de Standardizare 2281 pentru marcă rezistentă la apă nu este adecvat pentru a clasifica un ceas ca fiind pentru scufundare. Ceasuri de genul acesta sunt fabricate pentru viața de zi cu zi și trebuie să fie rezistente pentru diferite activități, de exemplu în notul. Aceste ceasuri pot fi purtate în diferite condiții de presiune și temperatură, dar în niciun caz nu pot fi purtate la scufundări. Ceasurile sunt clasificate după nivelul de rezistență la apă, care rotund înseamnă 1 metru egal 3,3 picioare. În comparație cu ceasurile electronice, cele mecanice sunt mai puțin exacte, de multe ori cu erori de câteva secunde pe zi, și sunt sensibile la poziție, la temperatură și la câmpurile magnetice. Ceasurile mecanice sunt, de asemenea, scump de produs, necesită o întreținere și ajustare periodice și sunt mai susceptibile să se strice. Cu toate acestea, manopera ceasurilor mecanice atrage în continuare interesul unei mari părți a publicului care cumpără ceasuri. Mișcările mecanice folosesc un mecanism de siguranță pentru a controla și limita părțile de tensionare a unui arc, transformând detensionarea simplă a arcului într-o degajare de energie controlată și periodică. Mișcările mecanice utilizează, de asemenea, o roată volantă împreună cu arcul de echilibru, cunoscut de asemenea ca și arc spiral, pentru a controla mișcarea sistemului de balans într-un mod analog cu pendulul unui ceas de perete. Turbionul, o parte opțională a ceasului, este un cadru de rotație pentru mecanismul de siguranță care este folosit pentru a anula sau a reduce efectele gravitaționale asupra balansului. Datorită complexității de proiectare și de fabricare a turbionului, acesta este folosit numai în ceasurile de prestigiu, ceea ce le face foarte scumpe. Mecanismul ceasurilor tradiționale mecanice utilizează un arc spiralat ca sursă principală de energie. Acest arc trebuie tensionat de către proprietar la anumite intervale regulate prin învârtirea unei cheițe speciale. Ceasurile de buzunar mai vechi utilizau o cheie specială care trebuia folosită pentru acest scop. Această cheie avea un loc special în partea posterioară a ceasului unde intra pentru a învârti arcul. Ceasurile moderne sunt proiectate ca să funcționeze aproximativ 40 de ore din energia acumulată în arcul complet tensionat.
Din acest motiv, ele trebuiesc învârtite zilnic, dar unele ceasuri sunt proiectate să funcționeze până la maxim 192 de ore fără să fie retensionate, ceea ce înseamnă că este nevoie de învârtire numai o dată pe săptămână. Un ceas automatic. Este un ceas care derulează arcul principal cu o mișcare mecanică prin mișcările naturale ale corpului purtătorului. Primul mecanism cu întoarcere automată a fost inventat pentru ceasurile de buzunar în 1770 de Abraham Louis Perelet, dar primul ceas de mână cu întoarcere automată, care să fie complet automat, a fost inventat de un reparator de ceasuri britanic pe nume John Harwood în 1923. Acest tip de ceas are o constantă de tensionare fără nicio acțiune specială din partea purtătorului. Funcționează printr-o greutate automată numită rotor de tensionare, care se rotește cu mișcarea de încheietură a mâinii purtătorului. Ceasuri cu autotensionare de obicei pot fi de asemenea tensionate manual. În mod normal, ceasurile indică timpul în mod analog prin intermediul unui cadran și cel puțin două ace indicatoare, unul pentru oră și altul pentru minute. Multe ceasuri sunt dotate și cu al treilea ac indicator pentru secunde. La ceasurile mecanice cu acționare electrică, adică cele pe quartz, secundarul se mișcă sacadat la fiecare secundă, spre deosebire de cele cu arc, la care secundarul pare să aibă o mișcare continuă, cu toate că se mișcă în reprize foarte mici. La majoritatea ceasurilor, modul de afișare analogic este preferat celui digital, din cauza că cei mai mulți oameni îl consideră mai ușor de citit și îl cunosc mai bine. Oricum, în cazul cronometrelor, exactitatea și modul de afișare sunt mult mai importante. Marea majoritate a ceasurilor sunt fabricate pentru a fi purtate la mâna stângă, având butonul de învârtire al arcului pe partea dreaptă a cadranului. Reclama la ceasurile analogice este făcută indicând ora 1:50 sau 10:10 din cauza impresiei vizuale favorabile a cadranului. În plus, numele fabricantului este inclus pe cadran. La ceasurile digitale, reclamele arată ora 12:08, unde mărirea numărului de segmente active a cifrelor creează un sentiment pozitiv. Un ceas digital pur și simplu prezintă timpul ca un număr, de exemplu 12:08. În loc de o limbă scurtă orientată spre numărul 12 și una lungă între numerele 2 și 3 de pe cadran. Primul ceas electronic digital, un prototip pulsar cu LED-uri, fabricat în 1970, a fost dezvoltat de Hamilton Watch Company. Pe 4 aprilie 1972, pulsarul era pregătit pentru vânzare. A fost făcut din aur de 18 carate și vândut pentru $2,100. Ceasul avea diode emițătoare de lumină roșie, adică LED-uri, pentru afișaj. Ceasurile cu LED erau foarte scumpe, chiar prea scumpe pentru consumatorul obișnuit, până în 1975, când Texas Instruments a început să producă în serie astfel de ceasuri cu mecanismul în interiorul unei carcase de plastic. Aceste ceasuri, care la început erau vândute pentru doar $20 și după aceea au fost reduse la doar $10 în 1976, au cauzat mărcii pulsar pierderi de $6 milioane, ducând într-un final la cumpărarea acestei mărci de către producătorul japonez Seiko. La majoritatea ceasurilor cu display LED era necesar ca utilizatorul să apese un buton pentru a vedea timpul afișat pentru câteva secunde, pentru că LED-urile foloseau multă energie ce nu putea fi generată de către baterie pentru o afișare continuă. De obicei, culoarea de afișare al LED-ului era roșie. Ceasuri cu display LED au fost populare timp de câțiva ani, dar în curând acestea au fost înlocuite cu ecrane cu cristale lichide sau LCD,
care au folosit mai puțină energie a bateriei și au fost mult mai convenabile, cu afișajul mereu vizibil și fără a fi nevoie de a se apăsa un buton pentru a vedea timpul. Numai în întuneric era nevoie de un buton pentru a lumina ecranul cu un bec mic, înlocuit cu un LED mai târziu. Chiar dacă ceasurile digitale au avut multe progrese majore, aproape toate ceasurile folosite de marea majoritate a publicului sunt tot cele în format analogic. Ceasurile scumpe pentru colecționari au rare ori ecrane digitale, din cauza că nu există prea multă cerere pentru ele. Fabricarea unui ceas digital necesită mai puțină măiestrie și cei mai mulți colecționari cred că acele cadrane analogice, mai ales cele cu complicații, variază în calitate mai mult decât cadranele digitale, din cauza detaliilor și finisarea pieselor care alcătuiesc cadranul, făcând astfel diferența dintre un ceas ieftin și unul scump. Conform diverselor estimări, ceasurile aduc un sfert din vânzările totale de produse de lux la nivel mondial. În anul 2013, producătorii elvețieni de ceasuri de lux au estimat vânzări de circa 15 miliarde de dolari. În România, piața ceasurilor de lux a crescut de la 3-4 milioane de euro în 2005 la circa 8 milioane de euro în 2007 și aproximativ 58 de milioane de euro în 2014.